Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă a scos pentru săptămâna viitoare un număr de 284 de locuri de muncă în creștere față de săptămâna anterioară. Pentru săptămâna care urmează, agenții economici au comunicat la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 284 de locuri de muncă vacante. Comparativ cu săptămâna anterioară, se observă o creștere a locurilor de muncă, iar structurate pe domenii, avem în domeniul industriei 109 locuri de muncă vacante, la construcții și agricultură sunt anunțate 60, iar în domeniul serviciilor și a comerțului sunt cele mai multe locuri de muncă, respectiv 115. Foarte multe locuri sunt în roman, în domeniul industriei confecțiilor și textilelor, profil specific zonei. Precizez că locurile de muncă din domeniul industriei predomină cele din industria confecțiilor, care este specifică zonei Roman și municipiului Roman. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se adreseze Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă Roman din strada Olteniei, numărul 2325, la telefon 0233743848 și pe internet pe site-ul www.aneofm.ro.